Colegiul Național Radu Negru a fost în acest weekend gazda celor mai buni elevi de matematică din Făgăraș, dar și de la alte școli din județul Brașov. 66 de elevi din clasele de la liceu au participat la cea de-a 12-a ediție a concursului zonal de matematică, al cărui inițiator a fost profesorul de matematică Traian Duță. În memoria acestuia, din anul 2014, concursul îi poartă numele. Avem doar să vă felicităm că iubiți matematica, că v-ați înscris la acest concurs, să vă urăm o zi bună, inspirație, multă, să zic așa, plăcere de a lucra și vă așteptăm cu mult drag la facultatea noastră, dacă veți iubi în continuare matematica și informatica. La acest concurs participă un număr de 66 de elevi din 5 orașe, Făgăraș, Victoria, Râșnov, Felioara și Săcele. Este destinat elevilor de liceu, un concurs cu premii pentru toate specializările pe care le regăsim în cadrul ciclului liceal. Concursul zonal de matematică Traian Duță este organizat de Microcercul de Matematică din Făgăraș și Colegiul Național Radu Negru, cu sprijinul Primăriei Făgăraș și Inspectoratului Școlar Județean, dar și a Facultății de Matematică a Universității Transilvania din Brașov. Sunt un mare pasionat de matematică și este și domeniul pe care vreau să merg mai departe. Am mai participat la acest concurs și acum 2 ani și anul trecut. Și în primul an am luat premiul întâi și în al doilea premiul al treilea. Matematica îmi place în special, mai ales științele exacte, pentru că din general m-am bazat pe acestea. Anul acesta particip a doua oară la acest concurs, iar alte concursuri pe care am participat la Olimpiada de Matematică. Suntem impresionați de participanții la această ediție a 12-a concursului. Sunt elev de liceu cu mult drag pentru matematică, cu performanțe și sperăm că această zi să fie importantă pentru dezvoltarea lor în această direcție. Vreau să mulțumesc colegilor mei din catedra de matematică care s-au implicat foarte mult în organizarea acestui concurs și care au inițiat și subiectele pentru acest concurs și de asemenea vor face și corectura lucrărilor elevilor. La sfârșit, elevii cei mai buni au primit diplome și premii alocate din bugetul Primăriei Făgăraș în valoare de 3.000 de lei.